Incendiul de ieri din Maramureș este cel mai mare din România din ultimii ani. Au ars hectare întregi și au fost distruse mai multe gospodării. Zecile de oameni care au fost evacuați din calea flăcărilor imense s-au întors astăzi la locuințele lor. Sute de pompieri au intervenit în noaptea trecută, iar patru dintre ei au avut nevoie și de îngrijiri medicale. Peste 550 de hectare de teren, 6 anexe gospodărești, dar și o hală cu diverse materiale combustibile au fost mistuite de flăcări. Imaginile filmate de Salvamont Maramureș cu ajutorul dronelor arată pagubele și dimensiunea dezastrului care a avut loc. Peste 300 de pompieri însoțiți cu două aeronave Spartan au fost nevoiți să intervină în lupta cu flăcările violente care s-au extins cu rapiditate în cele trei localități, Lăpușel, Coltău și Arieșu de Pădure. După eliminarea pericolului, aceste persoane se pot reîntoarce în locuințe, pentru că au fost evacuate doar preventiv. Ne-am asigurat ca incendiu să nu ajungă la casele lor. Au fost 6 anexe gospodărești care au ars. Prin fericire n-au fost victime umane. Toată lumea este în afara oricărui pericol. Autoritățile au declarat în această dimineață că situația este sub control. Între timp, cele 90 de persoane evacuate preventiv s-au întors în siguranță la locuințele lor. Deși nu au existat victime, 4 pompieri au fost răniți în timpul intervenției de la Lăpușel. Pompierii militari răniți, care au luptat ore întregi în flăcările uriașe, și s-au întors înapoi la datorie imediat după ce au primit îngrijiri medicale. Alături de echipaj au fost și profesioniști, dar și voluntari care au lucrat cot la cot cu pompierii în ampla operațiune de stingere a flăcărilor. Autoritățile urmează să stabilească acum de la ce a pornit incendiul și se iau măsuri necesare în continuare. Foarte greu să spunem din ce cauză, pentru că pot fi și cauze umane și cauze prin negligență și intenționat sau de la căldură. Doar o sticlă, un cum de sticlă poate să acționeze ca o lupă și să pornească un incendiu. Este foarte greu de spus care este cauza.